copilul noastră, cu mică păpușa noastră frumoasă. Prezenții la înmormântare au fost sute de oameni, cadre militare și autorități județene. De asemenea, prezent a fost și șeful statului major, Ștefan Dănilă, care a transmis mesajul ministrului apărării. Îndurerată familie, întristată asistență. Este cumplit pentru mine, ca ministru al apărării naționale, dar și ca militar, să transmit un ultim omagiu la catafalcul acestui tânăr ostaș, căreia viața mai avea atât de multe să-i ofere și de care familia sa avea atâta nevoie. Conducem pe ultimul drum un brav camarad, un erou al armatei române, care și-a pus viața în slujba poporului, de rândurile căruia s-a ridicat pentru a-și onora, prin sacrificiul suprem, jurământul sacru față de țară. De asemenea, primarul orașului Rovinare a subliniat în discursul său că în cinstea soldatului care a căzut la datorie va fi ridicat un monument și, de asemenea, o stradă îi va purta numele. Avem o datorie morală față de acest tânăr, de aceea, pentru curajul și devotamentul de care a dat dovadă în serviciul păcii și securității, voi propune Consiliul Local să fie declarat pozbor temp cetățean de onoare al orașului Rovinare, iar o stradă din oraș se poartă numele. Mai mult, vom realiza o alee a eroilor. Constantin Laurențiu Alexandru a decedat joia trecută în provincia Zabul din Afganistan, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare. Plecase de 3 luni împreună cu colegii săi de la Scorpionii Roșii și mai avea de stat încă 3 luni.